Luni 22 august, transportatorii rutieri din județul Neamț au intrat în grevă japoneză. În semn de protest, coloanele de mașini conduse de manifestanți au îngreunat traficul rutier circulând cu viteza de doar 30 de km la oră, totodată făcând un zgomot infernal. Inițiatorii protestului, reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, sunt nemulțumiți din cauza faptului că tarifele RCA pentru camioanele din clasa B0 s-au dublat, ajungând la suma de 22.000 de lei pe an. Aceștia cer recalcularea imediată a tarifului și reducerea acestuia până la suma de 4.907 lei pe an. Protestele vor continua și în perioada următoare, transportatorii amenințând că vor repeta acest gen de acțiune în fiecare zi, timp de o oră. Protestul de luni a început în Piatra Neamț, coloana de mașini deplasându-se spre Bicaz-Chei. Amenințați cu falimentul din cauza măsurilor drastice luate de guvern, reprezentanții UNTTR anunță un protest amplu la nivel național, programat pentru data de 15 septembrie.